ta de cosmetice, ce produse găsim? Absolut tot conține. De la tratamente pentru păr, pentru fiecare anotimp, pentru vârfuri, pentru scalp, pentru față, apă micelară, creme, nu mai spun de make-up, căci acolo este un munte mare de farduri, de culori, de gene, de toate. Crema hidratantă, demachiantul, un pic de fond de ten, un fond de ten ușor, blush-ul și rimelul. Balsamul de buze, mascara, ruj, am rimel, ceva de sprâncene și gloss. Procurent, de fapt, atât. Și anti-cearcăr mai îmi dau, dar rar. De la pudră, farduri, creion de sprâncene, pensetă cu luminiță, dacă nu am lumină prea multă, unde să mă pensez și mă pensez singură. Dacă ar trebui să alegi un singur produs cosmetic pe care să-l transformi într-o armă de seducție, care ar fi acela și de ce? Cred că rujul. Rujul roșu. Haha, glosul. Glossul, da, nici nu ies din casă fără el, nici nu percep o zi, oriunde ar fi acea zi, la munte, pe schiuri, la mare, la soare, oriunde mi-aș petrece acea zi, nu am cum să o văd fără un gloss. Așa că arma seducției, din punctul meu de vedere, sunt buzele senzuale. Multă lume cred că ar zice rujul, pentru că rujul e foarte important și este... Deși, din punctul meu de vedere, cred că ochii pun mai mult în evidență și mi-aș dori niște gene mai lungi, poate mi-aș pune niște gene false și cred că asta ar fi, că dacă îți pui gene false și te-ai tras o dungă la ochi și te-ai intensificat privirea, privirea spune mult. Ochii, clar, ochii sunt mult mai importanți, mi se pare, decât privirea. Blush-ul, mi se pare că dă tinerețe și veselie, te împrospătează și atunci... creează o senzație de pozitiv. Dacă ai alege un singur produs cosmetic pe care să-l transformi în armă de seducție, care ar fi acela și de ce? Nu m-am gândit să-l transform în armă de seducție, dar m-am gândit să folosesc, să am ceva care îmi hidratează atât buzele cât și fața. Cremele au și un factor de protecție foarte mare, pentru că niciodată nu ies din casă fără un factor de protecție.